spune Vasile Tofan, sunt președintele Consiliului de Administrație la Purcari Wineries. După cum o puteți vedea pe vinurile noastre, anul fondării companiei este 1827, aproape 200 de ani în urmă. Noua istorie a companiei a început la începutul anilor 2000. Suntem o companie relativ mare, cu siguranță pentru piața vinicolă, circa 1000 de oameni, inclusiv angajații sezonieri, și o companie care exportăm în peste 40 de piețe. Și evident, piața vinicolă este una foarte, foarte competitivă. De asta, pentru noi a fost o prioritate să dezvoltăm canale alternative, a accesa piețele străine și, evident, nu puteam ignora canalul de e-commerce. Suntem o companie, cred eu, în primul rând, mai flămândă. Da, un cuvânt poate bizar, dar noi ne dorim foarte mult succes în piață. Doi, suntem o companie care are curajul să fie diferită. Și trei, suntem o companie care pune un foarte mare accent pe integritate. În 2021, Purcari a fost cea mai medaliată vinărie din întreaga lume. De asta ne-am gândit că ne-ar ajuta foarte mult să putem livra vinurile noastre în cât mai multe piețe prin intermediul canalului e-commerce. Piața vinicolă este una foarte concurențială și am văzut în e-commerce o oportunitate pentru a accelera dezvoltarea competențelor noastre pe segmentul e-commerce. Am hotărât să facem o investiție strategică. Compania se numește 8 Wines, cu sediul la Praga, Cehia, care, datorită unui parteneriat strategic pe care îl are cu UPS, poate livra vinurile sale la un preț foarte atractiv în peste 60 de țări. Am investit în 8 Wines, suntem un investitor minoritar la moment și asta ne dă privilegiul și oportunitatea de a învăța despre business-ul de e-commerce în calitate de insider. Doi antreprenori care au creat un serviciu extraordinar de focusat pe consumator și suntem cu toții obsedați ca oricine ar comanda vinuri de pe 8 Wines să fie la maxim satisfăcut de alegerea pe care au făcut-o. Brandul Purcari a devenit unul din cele mai bine vândute branduri pe platforma 8 Wines. Credem foarte mult în potențialul acestei piețe. Vom targeta ca cel puțin 10% din vânzările Purcari să se producă prin canale alternative și cum fi un furnizor mai bun pentru partenerii noștri din e-commerce.